În duminica a șaptea după Rusalii, el relatează două minuni făcute de Domnul nostru Iisus Hristos, și anume vindecarea doi orbi și vindecarea unui îndrăcit. Iar la sfârșitul pericopei, dacă ați fost atenți, este vorba despre o dispută pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o cu farisei și cu cărturarii, care l-au acuzat că scoate demoni cu Domnul demonilor. O să ne oprim asupra înțelesurilor duhovnicești mai mult decât asupra faptului în sine acestor minuni, pentru că aceste înțelesuri duhovnicești ne dau foarte multă lumină duhovnicească. Ne dau foarte multe înțelesuri duhovnicești care ne sunt folositoare pentru suflet mai mult decât vindecările în sine pe care le-a făcut Domnul Hristos. Așadar, o să vă rog să fiți cu luarea minte. Domnul Hristos merge spre un oraș. La un moment când intră în oraș, Capernaum, doi orbi care au cerșetori, probabil stăteau la porțile orașului și cerșeau, strigă: Iisuse, fiul lui David, miluiește-ne! Iisuse, fiul lui David, miluiește-ne! Ai milă de noi! Și Domnul Iisus Hristos se oprește asupra lor, în dreptul lor, și îi întreabă: ce vreți să vă fac? Doamne, vrem să vedem. Și Domnul Hristos le zice: bine, fie după credința voastră. Sau mai direct le zice: bine, vedeți. Acum, poate că ați putut observa că în lumea aceasta nu există o boală mai grea, nu există o năpastă asupra omului mai grea decât orbirea, nevederea. Adică să nu vezi. Să nu vezi un răsărit de soare. Să nu vezi fața blândă a mamei tale care te-a născut. Să nu vezi frățiorii tăi când sunt copii, chiar și îngeri. Să nu vezi bunătatea tatălui tău care te iubește. Să nu vezi cerul albastru, stelat. Să nu vezi o pădure verde. Să nu vezi o pajiște înflorită. Deci nu poate fi ceva mai greu pe pământ decât să fii orb, să fii nevăzător. Deci, așa cum se cântă în slujba de la vecernia orbului din naștere, în duminica 5-a după Paști, zice: ochii mei n-au văzut un răsărit de soare, nu știu când este noapte și când este zi, picioarele mele pururea se zdrobesc de lovirea pietrelor. Deci un orb, un nevăzător, trăiește o dramă, o mare dramă, și este într-adevăr ceva greu. Spune că a fi orb înseamnă cum ai fi jumătate mort, cum n-ai avea cap, că să nu vezi. Ei, această orbire fizică care există ne duce cu gândul și la orbirea sufletească, că în această lume poate să fie și orbire sufletească. Ei, dacă a fi orb fizic e o calamitate, o mare nenorocire, a fi orb sufletește e o și mai mare nenorocire. Să fii orb sufletește. Ce înseamnă, dragii mei, a fi orb sufletește? Să nu vezi, să nu zâmbești, să nu te bucuri niciodată de un răsărit de soare. Cine e soarele duhovnicesc care ne bucură pe noi și pe care trebuie să-l întâmpinăm în fiecare zi cu un zâmbet, cu o mulțumire, cu o slavă, cu o închinare? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când ne trezim, nu zicem: Doamne, mulțumesc, slăvesc-te pe tine, mulțumesc e că mi-ai mai dat o zi și a făcut să treacă umbra nopții. Iată, vedeți, această vedere a soarelui spiritual, a soarelui duhovnicesc, care este Iisus Hristos, este mult mai importantă chiar decât vederea soarelui acesta creat, care este doar pentru lumina fizică. Și de aceea, iată, orbirea sufletească, a nu-L cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu, a nu cunoaște harul lui în această lupte, lucrarea lui atât de minunată, din biserică mai ales, este o calamitate și o orbire mult, mult mai mare decât a fi orb fizic. Și poți să fii orb fizic, dar este o calamitate mai mare să fii orb sufletește, să fii orb duhovnicește, să fii orb spiritual. Mulți orbi fizic sunt văzători spiritual. Noi știți că am cunoscut pe părinții Teofil Părăean, l-am cunoscut destul de bine, ultimii 20-30 de viață, care a fost nevăzător din naștere. Din naștere, nevăzător, de iată un nevăzător din naștere
a reușit să învețe 5 limbi străine, să memoreze uluitor de sute mii de cărți de citate, încât au lăsat, a rămas după dânsul 46 de cărți scrise. Iată, noi văzători, cu ochi, cu toate, cu facultăți, cu doctorate, câte cărți am lăsat în urma noastră, sau ce lăsăm în urma noastră? A lăsat o comoară pentru o țară întreagă și vestit în toată ortodoxia. Un nevăzător. Și care era? Văzător. Vedea. Vedea cu Duhul, vedea exact ce trebuie. Te simțea și ce gândești, nu numai ce vorbești. Vedea că spunea, îți dădea răspuns. Numai îți venea un gând să-l întrebi ceva și imediat, într-un temă. Ei, vedeți, omul e făcut, deci, să vadă duhovnicește. Deci, să nu rămână în orbirea duhovnicească. Acesta e cel mai important lucru pe pământ. Și acum aș vrea să vă spun de să ținem cont în viața noastră totdeauna de acest lucru, că în viață sunt trei feluri de lumini. Noi trebuie să iubim lumina, nu? Așa cântăm când cineva e sărbătorit la ziua lui de naștere, la onomastică. Fie că viața numai lumină, doar în lumină să viețuiți, ca în credință și în libertate la mulți ani să trăiți. E ce înseamnă această lumină? Să rămânem din ziua de astăzi cu înțelesul cuvântului lumină. Lumină înseamnă fizic, această lumină văzută care vine la soare, inteligibil sau intelectual înseamnă lumina înțelegerii. Noi suntem dăruiți de Dumnezeu prin creație, avem minte rațională, cu darul înțelegerii. Înțelegem sensul a ceea ce vedem, sensul creației lui Dumnezeu. E această lumină a înțelegerii, adică a sensului lucrurilor și a persoanelor, a ființelor, aceasta este a doua lumină. Dar nu este aceasta lumina cea adevărată. Lumina adevărată este lumina credinței. A treia lumină este lumina necreată, lumina veșnică, lumina credinței. Noi când ne împărtășim, v-ați împărtășit astăzi de altă câteva 202 de persoane, după ce ați primit pe Hristos, în ființa voastră, Hristos, Dumnezeu cel viu, trupul și sângele Lui, ce ați cântat? Am văzut lumina cea adevărată, deci nu lumina soarelui, nici lumina inteligenței. Am văzut lumina cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Creii, închinându-ne. Deci, iată, lumina cea adevărată este legată de credință. Lumina cea adevărată nu se poate cunoaște, nu se poate accesa și nu se poate trăi în ea decât prin credință. Iată, acești orbi au fost orbi, dar au avut în suflet credință. Și având în suflet lumina credinței, la un moment dat și-au dobândit și lumina aceasta fizică. Când ai în suflet lumina credinței, crezi, cunoști pe Dumnezeu, îl iubești, te închini lui, te închini Sfintei Treimi, te închini Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cum cântăm noi, atunci vindecarea e o simplă formalitate. Adică vindecarea fizică e o simplă formalitate. Ați văzut cât de simplu a fost vindecarea lor? Ei strigau de departe, Iisuse Fiul lui David, miluiește-ne, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne. De ce Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne? Pentru că mântuirea noastră, intrarea în interiorul Sfintei Treimi, a Harului Sfintei Treimi, care e viața noastră veșnică, fericită, se face prin Iisus Hristos. El este ușa de intrare la Tatăl. El este calea, adevărul și viața. Ușa de intrare prin care intrăm în Împărăția Sfintei Treimi. De aceea, noi nu ne putem și nu putem intra în comuniunea bisericii și a liturghiei să ne închinăm, să ne mântuim, decât prin Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. De asta ca noi să nu ieșim din interiorul bisericii. Adică, vedeți, noi stăm aici o oră jumate la slujbă. Acum, a trăit harul, dar mergând în lume, nu mai este acest har care l-ați auzit aici. N-ați mai trăit când lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Și atunci, ca să vă păstrați harul, aveți nevoie de această rugăciune care ne s-a dat poruncă. Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Miluiește-mă! Și atunci, prin Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, păstrez harul și rămâi în interiorul harului lui Dumnezeu, în interiorul Sfintei Treimi. Iată. Și atunci când trăiești în har, orice rugăciune se împlinește foarte ușor, foarte simplu, foarte repede. Vedeți cât de simplu s-au vindecat orbii de astăzi?
Ei se rugau, strigau, Doamne Iisuse, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Și la un moment dat, când Domnul a venit la ei, ce vreți să vă fac? Și a zis, Doamne, să vedem. Vedeți, într-o secundă am văzut. Vedeți? Deci asta înseamnă că ei în interior trăiau în lumină. Deci cine trăiește în credință, orice rugăciune îi se împlinește foarte, foarte, foarte ușor. Poate vă amintiți în urmă cu vreo două sau trei duminici a fost vindecarea slugii și sutașului roman. Sutașul roman era un ofițer, centurion, peste 100 de soldați. Și el avea credință în suflet și gândea militărește. Vedeți, dar ce credință, curat, că și Domnul l-a lăudat, s-a bucurat de el, s-a minunat. Și a spus, Doamne, eu am o slugă bolnavă, vină să-l tămăduiești. Domnul zice, venind îl voi tămădui. Dar zice, nu veni la mine în casă, eu sunt păgân, sunt păcătos, nici evreu nu-s măcar. Sunt păgân, păcătos. Zi un cuvânt de la distanță și se va vindeca sluga mea. Un cuvânt, iată, vede că e și eu soldat, eu sunt ofițer și îi spun soldat, du-te acolo să duce, îi spun, vino, vine, îi spun, slujii mele, fa asta și face. Iată, vedeți cum lucrează toată creația prin puterea credinței lui Dumnezeu. Deci prin puterea credinței lui Dumnezeu poți orice să faci lucrul acesta. De aceea ne spune că dacă ți avea credință cât un grăunte de muștar, ați mutat muntele din loc, zice Domnul Hristos. Iată, aceasta e despre prima parte a Evangheliei, cu vindecarea acestor doi ori. După aceea ne spune că a vindecat un mut care era îndrăcit. Acum, știți că îndrăcirea e cea mai grea boală de pe pământ. Adică a fi îndrăcit este mai rău decât să fii mort. Că mortul e mort și stă liniștit, se liniștește. Dar îndrăcitul este mort cu sufletul pentru viața aceasta, dar chinuit. El trăiește iadul încă de pe pământ. De aceea îndrăcirea e considerată în Sfânta Evanghelie mai grea decât moartea. Dacă citiți acolo în capitolul 4 de la Matei, Evanghelia a 3-a de la Maslu, o să vedeți că spune, mergeți, Domnul, le spune apostolilor, mergeți, vindecați pe cei leproși, pe cei bolnavi tămăduiți, înviați pe cei morți, scoateți afară pe demoni. Deci ultima scoatere de demoni e cea mai greu lucru făcut și care îl poate face numai Dumnezeu. Ei, Domnul Hristos a vindecat, iată, și pe acest mut, care era, avea un duc de muțenie datorită faptului că era îndrăcit. E acum, vindecarea nu e mare lucru, v-am spus. Deci că a vindecat, Dumnezeu poate vindeca orice. Foarte simplu, cum vindecă un orb, vindecă și un îndrăcit. Problema este acum că în starea aceasta de îndrăcire care o vedem, există un grad de întunecare sufletească, de orbire sufletească, mult mai grav ca și cele despre care v-am spus până acum. Să fii orb sufletește. De satana poate orbi pe cineva atât de mult sufletește, încât să-i zică lui Dumnezeu demon, diavol, și să-i zică diavolului Dumnezeu. Asta e cea mai mare orbire care poate fi pe pământ. Vedeți, satana în acest fel lucrează. Și o să vedeți cât de subtil lucrează. Deci ce face satana? Care e primul lucru, prima ispită a satanei? Este să nu te rogi, să nu pomenești numele lui Dumnezeu. Satana nu poate suporta numele lui Isus. Să nu zici, Doamne Iisuse, miluiește-mă. Dacă zici neîncetat, ești tot timpul cu Dumnezeu. Dacă nu zici, uiți sau ignori, ai pierdut pe Iisus și următoarea treaptă ai pierdut pe Dumnezeu. Deci satana te face prin uitare de rugăciune să uiți de Dumnezeu. După ce ai uitat de Iisus și de Dumnezeu, intri într-un întuneric spiritual. Și acolo toate le gândești pe dos. Că în întunericul spiritual, așa cum am spus, îi se zice răului bine, întunericului îi se zice lumină și luminii îi se zice întuneric. Asta e lumea păcatului, întunecată. Și atunci satana, când te-o atras în acea lume întunecată, începe să-ți dea lovituri. Boli, necazuri, suferințe. Și atunci tu ce ar trebui să faci? Să te întorci repede la Dumnezeu. Să știi, Doamne Iisuse, miluiește-mă. Doamne Iisuse, miluiește-mă. Revii înapoi în casa Tatălui, în biserică. Revii înapoi în interiorul Sfintei Treimi. Revii înapoi în liturghie, ce spovedește, părtășește. Și revii iară în Dumnezeu. Și așa te-ai salvat. Dar satana îți dă când ești în acea lume întunecată, că nu tu ai fi de vină, că rău nu ți s-a petrecut din cauza ta, că te-ai îndepărtat de Dumnezeu, de Iisus și de Tatăl, ci că
rău ți l-ar face cineva. Vă dați seama, aceasta e treapta a cincea a păcatului. Sunt șapte trepte până la sinucidere, până la mergerea neantă. Deci, în treapta a cincea, satana îți dă gând că cineva ar fi de vină, că tu de asta nu totul îți merge pe dos, de asta îți pierzi serviciu, de asta te îmbolnăvești, de asta s-a îmbolnăvit soția, de asta a murit copilul. Toate nenorocirile au venit datorită cuiva. Satana îți dă gând să găsești țapii spășitori. Și această înșelare a lui, care duce treapta așa să-i deznădejdea, treapta șapte sinuciderea, care te duce în această stare de satana, el a reușit să-i orbească, iată, pe acești oameni care erau chipurile învățați, cărturași și farisei. A reușit să-i orbească atât de mult încât să spună că Domnul Iisus Hristos cu Domnul demonilor scoate pe demoni. Adică cu Belzebul, cu căpetenia demonilor. Și Domnul Hristos, vedeți câtă iubire are și câtă răbdare, putea să le demonstreze prin puterea Lui că El scoate cu Dumnezeu demonii. Dar le explică logic ca să înțeleagă ei. Le spune, păi cum să scoată cineva demoni cu Domnul demonilor? Pentru că orice împărăție care se dezbine într-o sine, se pustiește. O familie care e neunită, se tot ceartă, se dezbină, se, până la urmă se desfințează. Așa este și dacă satana scoate demoni, scopul lui satana e să introducă demonii oameni. Ăsta e scopul, prin înșelăciune, să-i ducă la demonizare. Știți că sunt două motive de demonizare, foarte important. Ești unul. Stăruirea în păcat, adică 10 ani stai numai în beție, în curvie, nu te pocăiești, nicio formă, nici mai niciodată de gând să te pocăiești, să te spovedești, și sau să colaborezi cu vrăjitori, cu lucrarea satanii. Sunt două motive principale pentru care sunt îndrăcirile. Ei, satana te înșală, scopul lui e să intre în oameni. Acum, Domnul Hristos scoate demonii din oameni, dar satana zice, iată ce minciună zice, zice, cu Domnul demonilor, zice, face, face vrăj, cu satana lucră, de aceea scoate. Iată, vedeți ce blasfemie poate să facă satana. Și aceasta e orbirea în care poți ajunge renunțând la Iisus, la rugăciunea lui Iisus, Doamne, să fie Dumnezeu, miluiește-mă, și renunțând la liturghie, la slujbă, la trăirea în mediul acesta duhovnicesc. Niciodată, să știți, nu veți putea trăi cu Dumnezeu dacă nu vă place să stați la slujbe. Că aici și locul care e harul lui Dumnezeu. Stai aici ușor, că slujba merge la sine, de multe ori o fac alții și tu stai doar și asculți. Și harul te pătrunde. Și așa poți păstra harul duci mai departe, în lume, unde mergi tu, familie, în societate, la serviciu. Și așa, iată, vedeți cum harul Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, care e fericirea aceasta de a trăi, poate să se răspândească în toată lumea. De aceea noi avem expresia în teologie, liturghie după liturghie. Adică omul nu trebuie să stai doar acum două ori la liturghie, ci toată viața trebuie să ieși o liturghie. Trebuie să meargă acasă, să trăiască cu acest duh de liturghie. Cum? Și așa să nu se lase înșelat de diavolul. A fi înșelat, a te lăsa înșelat de diavolul, care e ultima treaptă a păcatului, dragii mei? Până la sinuciderea aceasta, să zic, și spirituală și fizică. Satana te duce la o înșelăciune încât te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Ajung să-i spui răului bine și binelui rău și să le înțelegi toate pe dos și dacă îți vine o nenorocire, satana la început îți va găsi un țap ispășitor, un om, va zice cu tare, spoartă sâmbetele și așa, 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 așa. Și tu te vei lăsa înșelat, te vei ruga 10 ani să scapi de problemele tale și nu o să scapi, că nu te-ai rugat niciodată unde trebuie, ca și cum ai pune medicamentul pe mâna care nu-i bolnavă. Niciodată nu o să te vindeci. Și atunci satana te va întoarce împotriva lui Dumnezeu. Păi Dumnezeu îi devină. Dumnezeu, că eu de 10 ani mă duc la biserică, de 10 ani mă duc la mănăstire, mie nu mi se împlinește nimic. Dar tu niciodată nu ți-ai rugat în adevăr pentru ceea ce suferi cu adevărat, că să intri pe adevărata calea lui Dumnezeu. Și aceasta duce la cel mai greu păcat pe pământ. Acesta e finalul Evangheliei. De aceea am stăruit și vă rog să rețineți. Finalul Evangheliei, adică cu acești cărturari și farisei care au spus despre Hristos că scoate demonii cu Domnul demonilor, au săvârșit păcat împotriva Duhului Sfânt. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este cel mai greu păcat. Singurul care nu se iartă nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. A huli pe Hristos, ce se iartă? Domnul Hristos iartă, că îți revii iarăși și El te iartă, că El e mântuitor. El îi iartă pe cei care îl răstignesc.
îi iartă pe cei care îl scuipă și îl batjocoresc și îi mântuiește. Dar a huli pe Duhul Sfânt, adică a sta împotriva adevărului revelat al lui Dumnezeu, acesta e un păcat care nu se iartă nici în viață de acum, nici în cel ce va să vină. Să-i spui lui Dumnezeu și lucrării lui că Satana și lucrarea lui este un păcat care nu se iartă nici în viață de acum, nici în cel ce va să vină. Tu singur îți creezi o stare, o cale inversă față de a merge spre Dumnezeu, prin care îți creezi o suferință veșnică și îți creezi singur intrarea în iad și în suferința veșnică. Care sunt cele patru păcate capitale potriva Duhului Sfânt? Vă rog să le țineți. 1. Este ura de Dumnezeu. Dumnezeu este iubire. Noi tot ce iubire pe pământ, de la gingășia care o simți călcând un fir de iarbă, de la tot ce-i zâmbetul unui copil nevinovat, tot ce-i pe pământ, toată revărsarea aceasta de iubire, cât o putem noi primi, este oameni păcătoși, egoiști, toată-i de la Dumnezeu. Totul se revarsă la Dumnezeu. Dumnezeu este iubire așa cum revarsă aerul, apa, lumina, căldura. Îmbrățișează tot pământul, așa Dumnezeu ne îmbrățișează pe toți cu iubirea Lui. El e iubire prin firea Lui. Ori a păcătui împotriva iubirii lui Dumnezeu, este păcat împotriva Duhului Sfânt. A nega lucrarea lui Dumnezeu în lume. Tu păcătuiești 20 de ani. 20 de ani nu te-ai spovedit. 20 de ani n-ai mers la biserică. Și acum îți merge ție rău datorită greșelilor tale și tu imediat te vei răzvrăti contra lui Dumnezeu. Ori a fi atât de ignorant, de rău, de tiran împotriva lui Dumnezeu, un tiran orb, ai devenit tu care îl judeci pe Dumnezeu, este un păcat împotriva Duhului Sfânt. Prin acest păcat, tu singur îți creezi, îți aduci iadul în tine și îți proliferezi iadul în tine în care vei trăi în veci, dacă nu te vei întoarce. Apoi este păcatul deznădejdii. Deci, a pierde iubirea, până la urmă, înseamnă a pierde și speranța. Că cine iubește, speră. Niciodată nu-și pierde speranța. Vedeți, un copil, faptul că îl iubești, oricât de mult ar cădea sau nu poți învăța, o să învețe și el. Că fiindcă îl iubești, ai speranță că va ajunge și el să învețe, să iei și el premiul tâi. Și va lua, de multe ori, copiii care au început în bază, prin rugăciunile mamei, prin rugăciunile tatălui, prin mersul la biserică, la mănăstiri, ajung să învețe cel mai bine. Speranța, iubirea și speranța. A păcătui împotriva speranței, a nădejdii, este al doilea păcat împotriva Duhului Sfânt. Apoi, acest lucru duce și la un alt păcat, al treilea, păcatul necredinței. A nu crede în Dumnezeu. Este o absurditate care nu se poate exprima în cuvinte. Adică, cine a făcut pământul acesta pe care stăm? Cine a făcut aerul pe care îl respirăm? Cine a făcut lumina? Cine m-a făcut pe mine? Atât de minunat, alcătuit, întocmit. Nu spui problema. Dacă judeci în mod real, rațional, nu ai cum, cum zice Kant, să nu te minunezi de cerul stelat și de legea morală din inimă. N-ai cum să n-ajungi la Dumnezeu. Ori a negat credința într-un mod sistematic. Deci din ură, din răutate, din deznădejde. A negat credința tot timpul este păcat împotriva Duhului Sfânt. Și mai este încă un păcat care ține tot de credință și a zice și de iubire și de nădejde. Păcatul prea mare încredere a lui Dumnezeu, în Dumnezeu. Există și acest păcat. Sunt mulți care zice, pe ce sunt eu la biserică? Dumnezeu oricum e bun, Dumnezeu oricum îi iartă pe toți, orică facem bine, orică facem rău, nu deranjăm cu nimic, că Dumnezeu e tot puternic, sigur nu putem noi deranja. Și eu pot să nu fac nimic, să nu fac niciun bine, să nu mă rog, să nu postez, să nu fac milostenie, că Dumnezeu oricum mă mântuiește. E această încredere irațională, nejustificată, pentru că credința, mântuirea înseamnă credință, har și fapte bune. Adică nu există, credința e moartă fără fapte. Și aceasta înseamnă o încredere, aceasta prea mare, absurdă, oarbă în Dumnezeu, duce tot la un păcat împotriva Duhului Sfânt și la pierzare. Iată, vedeți, acestea sunt patru mari păcate împotriva Duhului Sfânt de care trebuie să ne reamintim. Acum, care ar fi concluzia învățăturii acestei pericope evanghelice? Să căutăm lumina, să dorim lumina. Să o căutăm și să o dorim prin cel ce este lumina lumii, prin cel ce este izvorul luminii, prin persoana Fiului lui Dumnezeu întrupat. Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, luminează-mă!
Cel ce e lumina lumii, luminează-mă și sufletul meu. Apoi, dă-mi-e, sporește mie credința. Dă-mi-e dragostea care o aveai tu de la Tatăl. Zice Domnul Hristos, zice, poruncă nouă vă dau vouă. Să vă iubiți unii pe alții cum eu v-am iubit pe voi. Când El locuia, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, toată dragostea Sfintei Trăimi, dragostea necuprinsă a lui Dumnezeu. Dă-mi-e, Doamne, dragostea Ta, nădejdea Ta, credința Ta vie, lucrătoare, cunoașterea Ta, cu înțelegere rațională, nu absurdă, să cred în bunătatea Ta, dar să nu fac nimic pentru Tine pe pământ. Și așa să mă pierd dintr-o absurditate absolută. Și dă să conlucrez cu Tine. Mântuirea, să știți, stă în conlucrarea noastră cu Dumnezeu. În teologie se numește acest lucru sinergie, adică împreună lucrare cu Dumnezeu. Dă-mi, Doamne, ca tot ce fac în această viață, tot ce fac în această zi, tot ce fac în această lume, să fac împreună cu Tine și cu Tine. Deci niciodată să nu lucrez doar după mintea mea, că lumina rațiunii e doar intelectuală, eu am nevoie și de lumina credinței, lumina spirituală. Dă-mi, Doamne, dacă eu fac un pas pe Tine, fă Tu, Doamne, doi pe mine și du-mă de la puțina mea înțelegere intelectuală, rațională, la lumina Ta duhovnicească, care e necuprinsă. De la dorința mea de a iubi și a face bine, umple Tu inima și ființa mea cu puterea Ta, care e necuprinsă. Și așa am putut să fac bine. Și tot timpul, prin rugăciune cu Dumnezeu și în colaborare cu Dumnezeu, cu Domnul Hristos, putem cu adevărat să ne izbăvim de întunericul spiritual, să ne izbăvim de îndrăcire, de înșelare care ne-o propune cel rău care vrea să intre noi în înșelăciune și să fim cu Dumnezeu în suflete, în trupurile noastre, să trăim doar în lumină, așa cum cântăm și dorim, doar în lumină să viețuiți, ca în credință și mântuire la mulți ani să trăiți. Ei, sfârșesc eu acest cuvânt cu o rugăciune care se spune după rugăciune de dimineață. O rugăciune pe care e bine să o zicem, măcar de câteva ori pe zi, în prima parte a zilei, până la prânz, rugăciune după rugăciune dimineață. Și anume, către Domnul nostru Iisus Hristos. Hristoase, lumina cea adevărată, Cel ce luminezi și sfințești pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina feței Tale, Doamne, ca într-o dânsa să vedem lumina cea neapropiată. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.